Bine v-am regăsit la întrebări. Atunci când a fost făcut studiul despre avioanele aliaților, avioanele de bombardament, studiul în legătură cu care a fost întrebarea noastră, la care voi da răspunsul acum, foarte mulți ofițeri și tehnicieni ai armatei au susținut că trebuie blindate zonele pe care se văd cele mai multe lovituri. Adică pe desenul nostru, zonele 2, 4 și 6. Dar un specialist în statistică, pe nume Abraham Wald, le-a spus că, și i-a convins până la urmă, că de fapt trebuie blindate zonele pe care nu sunt urme de gloanțe. Din următorul motiv. Avioanele care au fost lovite în acele zone nu s-au mai întors. Au căzut, au fost doborâte de inamic. Și din această cauză nu apar urme de gloanțe acolo, pentru că n-a mai apucat nimeni să vadă că acele avioane au fost lovite în locurile respective. De atunci, această eroare în interpretarea datelor statistice are un nume, în engleză se numește survivorship bias, ceea ce în românește ar putea să se numească ceva de genul favorizarea supraviețuitorilor sau eroare de supraviețuire sau părtinire de supraviețuire, ceva de genul acesta. Poate că logicienii și statisticienii au un nume în limba română pentru această eroare, acest viciu de interpretare a datelor și în același timp eroare de logică, nu știu, dar aș fi curios să-l aflu dacă există, deși speranțele mele sunt destul de mici dacă ținem cont de nebunia utilizării cuvintelor din limba engleză. Îmi amintesc că o astfel de eroare de interpretare a datelor, de o astfel de greșeală de logică până la urmă, s-a produs și atunci când a devenit obligatorie purtarea, utilizarea centurilor de siguranță în automobile. Și anume, foarte mulți spuneau că e mai bine să nu porți centura de siguranță pentru că cei care au supraviețuit unor accidente grave de circulație și care purtaseră centura de siguranță aveau răni foarte grave. Dar ei uitau că probabil dacă n-ar fi purtat centura de siguranță, persoanele respective ar fi fost moarte. Și atunci nu le-ar mai fi compătimit nimeni pentru răni foarte grave, le-ar fi compătimit pentru că și-au pierdut viața în accidente de circulație. Sau mai auzi câteodată, fumatul nu este periculos pentru că bunicul meu a fumat toată viața și a trăit 90 de ani. Această aparentă logică este greșită din cel puțin două motive. Odată că nu știm cât ar fi trăit bunicul lui dacă n-ar fi fumat. Și în al doilea rând că nu trebuie să ținem cont doar de bunicul lui. Nu trebuie să uităm de mulți alți bunici care au murit la vârste mult mai mici pentru că au fumat. Deci putem învăța din răspunsul la întrebarea pe care v-am pus-o că trebuie să fim foarte atenți atunci când folosim date statistice și mai ales că trebuie să avem grijă cum adunăm datele necesare pentru o interpretare statistică. Răspunsul corect era deci că trebuie să blindăm zonele notate cu numere impare, cu 1, cu 3 și cu 5, pentru că lipsa urmelor de gloanțe în zonele respective arată că avioanele care au fost lovite acolo nu s-au mai întors. Și acum întrebarea de azi. Atenție! Răspunsul poate părea simplu pentru multă lume, dar vă avertizez că el implică mai multe aspecte tehnice și fizice decât pare. Este vorba despre tren. Toată lumea știe că trenul se deplasează pe calea ferată, adică pe șine. Dar oare câți și-au pus întrebarea, cum de nu cade trenul de pe șine? Nu vorbesc despre deraieri,
Adică nu vreau să-mi răspundeți că, ba da, cade din când în când, trenul deraiază. Nu asta ne interesează. Când un tren deraiază, apare o problemă neobișnuită, o defecțiune tehnică, o nerespectare a regulamentelor, o nerespectare a vitezei și așa mai departe. Adică atunci vorbim despre o excepție. Întrebarea se referă la funcționarea normală a trenului. Cum se face că trenul nu cade de pe șine, nici măcar la curbe? Aștept răspunsurile voastre și, atenție, vă avertizez încă o dată că răspunsul este un pic mai complicat decât pare. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!